Salutare, bă, fraților, și bine m-am găsit la un episod de Clash Royale, bă, frate, bă, am zis să finez acest episod pentru că este un turnament nou. Bine, turnamentul este un pic mai vechi, dar acum doar am apucat să filmez. Acesta este Mirror Battle Daily Challenge. Nu este challenge mai special pentru că este cu Mirror, o să vedeți imediat. Amândoi jucătorii au același deck și totul costă în cât de bine o să joci tu, cât de bine așa. O să vedeți imediat, acesta este un nou deck care mi l-am făcut eu. Mi-am făcut un deck cu P.E.K.K.A. Eu am mai jucat asta, le-am terminat doar că m-am jucat pe telefon și de pe telefon nu mă prea pot juca pentru că nu prea am spațiu în telefon. Sper să meargă bine. Ce făcut e prostia asta. Da. Și se pare că nu-mi pune cărțile jos. Mă sper să-i scot dragonul ăla, hai că l-am și scos. Dau și ceva de mici pe turn. O să încep cu un Tsigamaro. O să încep cu un push. Hai mă, că de bine, n-ai ce să-i spui. Au fost să-i noroc maxim acolo. Încă de două dată prost, ah. Să pun și spărțul ăsta aici. M-a bătut. N-am mai apucat că-l băteam și pe ăsta, dar asta e. Ok. Și uitați, nu se pune niciun loss, nici nimic. Ca voi aveți același deck, se pare că băiatul jucă un pic mai bine ca mine. Hai ca am beți în cel mai rău cazul să-i pun. Bada bine bani bu, bada bine bani bu. Hai mă, că e bine de tot, e rupere ce-am dat acolo. E chiar foarte șmecher. Și mai dăm un atac surpriză. Ia uite chiar acum. Ho, stop. Bine, mă.
primul turn este al nostru. Și o să dăm și de două ori acolo. Am și spus. Bine, mă, cred că băiatul se lăsă pe buba și nu mai joacă. Păi asta e, că mi-e bine pentru mine. Thank you very much. Ok. Aici avem și 3 din astea, luăm și primul reward. Descrim și am chest, crown chest. Să vedem dacă vom primi ceva. Nea, nu vom primi. Primii două gemuri, avem 86 de gemuri, imediat facem 100. Bă, nu e unde greu ăsta. Ce mă nervează că îmi dă mirror în fiecare turneu cum ar veni. Hai mă, că e bine. Shbang. Ah, că mi-a prins bomba. Suntem un dezavantaj. Ia uite. Vedeți? Bă, ne-am dat mai mult ca el. Și el a folosit mult mai mult elixir ca și noi. Nu a folosit cu mult mai mult elixir, dar a folosit mai mult elixir. Come on, Nico. Ce prostie a făcut băiatul? Și cred că și asta se lăsă pe cubaj, nu știu, mi se pare mie numai așa, că nu se lăsă, se pare. O să fiu sincer, probabil că eu nu m-aș mișuca dacă aș pierde chiar așa. Ar fi care după placul lui, să zic. Dacă mai nerveam bine, îi luam și crown. Ei, asta e, măcar am câștigat. Bă, probabil o să fie cam de aproape 20 de minute acest episod, sau nu, că mai avem un win sau o coroană și asta facem acum. Battle. Ok, o să mai fie unul mâine, cum ar veni, începe. Ai văzut cum a beau din sticla cu țuică sau ce are el acolo? Aaaa, prostul, lasă-l ia. Păi le-ai dat la damage să se sature. Și chiar bun, cu mâinile sorții.
mental prețul să avem platina, ne asemănăm. Dacă zică mergem azi, nu mergem să ne împușcăm. Azi ordem 30 de grame, să deschidem șampanie. Bă, băiatul ăsta cred că o să mă bată, nu știu de ce presimt asta, dar presimt că o să mă bată. Și cum ai zis golem acolo, așa. El bea din sticla aia, dar nu mai așteaptă să se spawneze, cum ar veni, direct. Foarte rapid, foarte bine, foarte șmecher. Giga mental prețul să avem platina, ne asemănăm. Dacă zic că trecem azi, nu mergem să ne pușcăm, bă. Păi să luăm și ultimul reward. Ok. Păi asta eu l-am completat tot. Și acum urmează asta, micro battle challenge. Asta o să-l filmez mâine. Cea mai mare o să fie 40.000. Prima dată o să-mi dai 4.000. Probabil că o să-l termin, 4.000, 10 gen astea, 5.000 iron, încă 5.000 iron, 100 de rare, bă, sper să fie hoji sau ceva, și pe aia 40.000, bă, o să fie 40.000, 4. Cam rog acest episod, fraților, până la viitoare, ne vedem cu bine, pa, pa, și poate să ne vedem chiar în Arena 8.